Hello și bine v-am găsit la un nou vlog pe acest minunat canal. În câte țineți minte, am zis la un moment dat că o să mă fac griji și, ei bine, observați o schimbare la mine, o schimbare la locul meu, Observați acolo o nuanță de gri foarte simpatică pe părul meu. Cine știe, poate o să-mi fac cândva gri complet. Astăzi o să facem un unboxing cu o cutie foarte simpatică din Japonia. Poate mai țineți minte din videourile anterioare. Kawaii Box. Știți că am făcut și un giveaway și, bine, astăzi o să facem altul. Aveți acolo linkul mai jos unde puteți să vă înscrieți și vreau tare mult să puneți un e-mail valid și să pot să vă dau premiul, pentru că n-a răspuns lumea, deci am căutat vreo 20 de persoane la giveaway-ul anterior și n-am găsit oameni. Așa că la giveaway-ul ăsta o să aveți premiul întâi pentru cutia asta și premiul 2 o să fie cutia din videoul anterior cu ce a fost atunci. O să vă las și un link în descriere să vedeți exact ce este cu celălalt video în caz că nu v-ați uitat. So, trecăm peste chestia asta. Astăzi o să fac unboxing la cutiuța asta foarte simpatică, care mă bucur foarte mult că este întreagă, pentru că în videoul anterior era aproape distrusă, din ce mi-aduc aminte, de poșta română. Deci mulțumesc, Doamne, că e întreagă. Sau hai să vedem ce se află în ea. Stai să vă arăt și vouă. Uite, uite. Oh, ia uite-mă, frate, au până și folie cu Kawaii Box. Wait, ce e asta? Ce e asta? Nu-mi zi. Ești nebun! Uite-mă ce drăguții balena astea! Ia uite la ea! Eu cum voi ia! Doamne, Doamne, Doamne! O să țin cu mine aici, ok? O să țin pe umărul meu cumva. Hai, hai balena, stai aici cu mine! Ce drăguță e! Hai să vedem ce mai e pe aici. Am și un carnețel cu... Uite, 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 vezi? E un carnețel! Ce fain! De mult timp îmi doream un carnețel să mai am niște notițe la cursuri. Uite ce kawaii e! Are copertă transparentă și e foarte, foarte simpatic. Uite, punem asta jos. O să încerc cumva să stau dreaptă cu chestia asta pe umăr. Stai, stai, stai aici, stai, aici, aici, stai. Uau, ce drăguț! Ia, uite, astea sunt un fel de clămițe. Desigur pentru părul, pentru altceva. Cu chestii drăguțe pe ele. Stai să arunc aia. Așa. Aici cu mine, bă! Cu shake-uri și o limonadă acolo. Este atât de simpatice. Stai să mi le și pun în păr. Ah, ce simpatic e. Nu știu exact cum arăt în momentul ăsta, dar sper că e ok. Uite, sunt kawaii acum, ok? Mai avem aici un fel de dropsuri care, din ce mi-aduc eu aminte, seamănă foarte bine cu niște mentosane. Stai așa să le și deschidem. Și apropo, cât mă chem eu aici, vă rog să apăsați butonul de like de mai jos și să nu uitați să vă abonați. Oh, da, 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 da! Și era să uit o chestie. Noi ne chinuim să facem 200.000 de abonați pentru că, e bine, am un video foarte special pentru voi care o să pregătesc după 4 ianuarie. O să fie pus după 4 ianuarie, de fapt. Abia aștept să-l vedeți. Cred că o să-mi dau toată imaginația mea în video respectiv, deci o să fie super awesome. Vă garantez chestia asta. Miroase ciudat. Sigur sunt comestibile. Mm? Oh! Mm. Mamă, ce faine sunt! Astea roz și galbene și astea roz și ca au bâs de căpșun sau ceva. Mm. Deci chiar zici că sunt mentosane, doar că nu sunt cu mentă. Ne-a mai rămas ceva și nu știu exact ce ar trebui să fie, dar sper că e un penar drăguț. Un penar de la mare, că am nevoie. Mai sunt chestii aici, stai, stai, că asta nu e ultimul. Wow, e un rucsăcel. Ia uite la el. Oi, Doamne, ce fain e. Vai, deci asta e perfect pentru fete. Dacă aveți chestii de make-up sau de astea, cred că e perfect să vi le puneți aici. Sau nu știu, pentru creioane, pentru școală, dar e prea simpatic și din câte mă duc aminte, eu am un iepuraș sau ceva de genul ăsta, care seamănă cu el, nu? Cred că o să mă duc să caut iepurașul ăla. Eu uite, Doamne, ce drăguț, și se strânge, stai, se strânge așa aici. Ai, ce simpatic e, sau puteți să vă puneți banii în el. Dar e foarte, foarte drăguț, uite la el. Ce ar trebui să fie asta? E un papuc. E un papuc curs. Nu se vede, dar e un papuc curs. Ce-o fac? Ăsta e un pix? Stai așa, ăsta scrie? Ok, pixul ăsta are un fel de chestie pe vârf. LOL! E pix negru, cu vârf foarte subțire și pe lângă chestia asta are un fel de căpăcel de protecție pentru vârf. O, Doamne, astea sunt fablețea mea. Sunt diamante din asta de le pui pe caiet și cărți și pe unde vrei tu și pe tine. Și tu sticăre, chestii, stai că le și desfac să vă și arăt. Așa. Bine, nu se vede, dar e acolo. Eu știu că e acolo. Ia să-mi pun și o inimioară din asta mai mare. Uite, o pun aici, pe nas. Ba nu, știi ce? O să pun aici și o să-mi pun o inimioară și... Ai, mă desprinde teama, nu te rog pe aiurea. O să pun o inimioară și pe obrazul drept aici. Și o să pun una și aici pe nas. Și acum semăn cu Star Butterfly din Star vs The Forces of Evil. Nu știu dacă vă uitați, eu mă uit. Am 20 de ani și mă uit la show-ul ăla. E super fain, vi-l recomand. Astea sunt tot un fel de acții pilde, dar cred că sunt mai mult de pus pe caiet. Taci, mă! L-ai auzit, a sunat! Oh. Eu, uite ce și-mi poate ce sunt cu oul ăla. Știu că erau la un moment dat niște jucării squishy cu el. Uite ce simpatic e. Oh. Ce mai avem aici? Avem un bilețel pe care ne mulțumește că am luat Kawaii Box. Și ce ar trebui să conțină cutia? Din nefericire nu mai e nimic. Atâta, gata. Dar uite ce scrie aici. O să ne vedem în următoarea lună. Sau, dragii mei, eu bănuiesc că aici se încheie episodul de azi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Eu sper că v-a plăcut acest video și... Stai așa să-mi pun asta cine. Nu uitați să apăsați pe butonul de like de mai jos și de asemenea pe butonul de subscribe. Să verificați link-urile din descriere, fiindcă acolo avem și pagina de Instagram, dacă vreți să-mi dați și mie un follow. Și aveți acolo și linkul către le tricou, dacă vreți să comandați un tricou cu mine. De asemenea, nu uitați că aveți linkul către Kawaii Box, dacă vreți să comandați și voi ceva. Și esențialul, linkul către giveaway. Mi se termină acum filmarea, deci pa, pa! Ah!